Cine este pentru? Consilierii județeni s-au întrunit în ședință extraordinară pentru a aproba sumele alocate primăriilor pentru finanțarea cheltuielilor drumurilor județene și comunale, pentru aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți și pentru aprobarea unor tarife ale Camerei Agricole Județene pentru organizarea unor cursuri de formare profesională. Deși la aceste puncte nu au fost obiecții, ci doar lămuriri aduse unor consilieri județeni, discuțiile s-au aprins la finalul ședinței, când s-a luat în discuție un proiect propus de vicepreședintele Cristian Marciu, care vizează revenirea la componența inițială a Comisiei de Validare a Aleșilor din Consiliul Județean. Dumneavoastră ne-a spus, dar într-o altă ședință precedentă, când am ridicat o chestiune, băi, nu mă mai întrerupe. Nu mai venit cu asta. Nu mă mai întrerupe când vorbesc. Nu e obiectul. Nu e obiectul. Eu nu dau dată, s-a vorbit acum 30 de secunde, de ce s-a întâmplat pe data de tine 13, da? Faci obiectul sau nu faci obiectul? De ce facem chestia? Deci, încă o dată. Deci ce legătură are punctul cu desemnat? Domnul, faceți puțin aloc, faceți, domnul Boierescu, lăsați-mă să vorbesc, domnul Buduru. Dacă vi s-au încălzit creierile, vă dau afară, că e frică. Deși s-au creat multe confuzii cu privire la acest punct, lămuririle au venit din partea secretarului Florian Dinu. Acea comisie de validare funcționa cu 8 reprezentanți. În mod normal, trebuie să fie un număr impar. Mă înțelegeți? Deci, asta și spune domnul vicepreședintele, pentru că i-am dat vizată de gazate, în referatul dumneavoastră. N-are cum să fie impar, corect, nicio știu. Comisie nu poate fi din număr par. Era din 8. Ea trebuie să doarcă la 5. În același timp, acea hotărâre s-ar mai e preconsilieri. Acum revenindu-se la forma din decembrie, este formată din 5 consilieri. Ea a fost perfect legală, pentru că și-a produs efectele, numai că noi încercăm să revenim la forma la care trebuie dată. Chiar și după aceste lămuriri, unii consilieri și-au dorit să mai abordeze și alte subiecte, însă nu li s-a permis, pe motiv că ședințele extraordinare nu prevăd rubrica diverse. Dacă te grăbești, de ce o pleci acasă? Nu avem diverse, dar să fii rigoros. Să fii rigoros. Să pleci acasă la cartera. Dacă nu te grăbești, nu am diverse, când am vrut să vorbești. Dar nu tu decizi, mă. Ai să vin știți cum? Când am vrut să vorbesc data trecută la diverse, am spus că nu există. Nu există nici chiar. Am spus eu că nu există. Doriți să avem diverse sau nu doriți? Cine este? Domnul președinte, nu este trecut să avem diverse. Nu este trecut ordinea de zi. Domnule președinte, pe chestia asta data viitoare să discutăm altfel. Dar vă spun public, ce faceți acum este dictatură. Dar ce faci acum, domnul președinte, este dictatură. Pune pumnul în gură consilierilor județeni. Era domnul Dinu prezent de față, am vrut să-i pun o întrebare și m-a blocat. În gruntul Macie, ca să nu zic altfel, cu domnul Buduru, pe care l-a pus director la muzeul de istorie și care ridică mingea la fileu.